Bine, m-am găsit, dragi telespectatori, la o ediție, ca de obicei, specială a emisiunii Calea Adevărului și Viața. De data aceasta este ediție specială pentru mine, pentru că am ocazia să îl am ca invitat pe un, nu pot să spun vechi prieten, dar pe un veșnic tânăr, îndrept să spun, Titus Colțea. Bine a venit, Titus, la emisiunea noastră. De la început vreau să vă spun că o să te las să spui câteva vorbe mai târziu. Frate Titus, l-am cunoscut pe Titus în anii de liceu. Împreună cu el am făcut liceu în Oradea, în urmă cu mulți, mulți ani. El era cu un an mai mic decât mine, dar așa a făcut că ne-am cunoscut și ne-am întâlnit în diverse împrejurări. Pe vremea aceea, dimensiunea creștină pentru mine avea o altă pondere în viața mea. De data aceasta l-am pe Titus aici pentru prima dată, după mulți ani de zile, și ne bucurăm să petrecem o oră împreună. Bine ai venit încă o dată, Titus Colțea. Teodor, mă bucur din toată inima pentru ceea ce faci și a fost o surpriză pentru mine chiar în urmă cu o oră când ne-am întâlnit să realizez că de fapt nu ești Nelu Pețan, ci ești Tudor Pețan, care de fapt, dacă a fost un elev de liceu care m-a impresionat prin calitățile lui de matematician și fizician, a fost Tudor Pețan. Te țin minte foarte bine de la întâlnirea de pregătire pentru olimpiezele de matematică și fizică. A fost vremuri interesante la liceul numărul 2 din Oradea, pe care, mă rog, ne aducem cu greu aminte. Pe vremea aceea, într-adevăr, cum spuneam, eu eram ateu convins, era alt sistem de valori, cel care îmi era la viața și, în orice caz, nu era unul de inspirație, creștină. Mie mi-a plăcut matematica și fizica, chiar dacă eram creștin încă din liceu, și cea mai mare admirație pe care am avut-o pentru cineva din liceu, când e vorba de gândire logică și gândire aplicativă în domeniul fizic, ai fost tu. Mulțumesc pentru compliment. Oricum, acum nu mă mai întreabă nimeni că am fost bun la fizică și matematică. Mă întreabă lumea și mă apreciază dacă îmi pun o întrebare corectă sau nu. Sper să fiu inspirat astăzi să spun întrebările cele mai potrivite. Datorită logicii pe care ai dovedit atunci, sunt convins că ești la fel de bun și astăzi în domeniul pe care îl fac. Da. Acum, mulțumesc. De obicei, emisiunea aceasta, Calea Adevărului și Viața, la care ești astăzi invitat, dezbate pe înțelesul tuturor teme, subiecte din Biblie, din Scriptură, dar pe înțelesul tuturora, pentru că în urmă cu mai bine de 10 ani când am inițiat această emisiune, am simțit că este o mare nevoie pentru românul, indiferent de confesiune și de culoare și de formație, să revină, să redescopere adevărurile de bază ale Bibliei. Și am considerat noi că această emisiune, acest titlu, acest generic, Calea Adevărului și Viața, este ceva ce trebuie vorbit, povestit, redeschis din nou și din nou în mintea și în inima oamenilor. Și cam aceasta o să fie și subiectul discuției noastre de astăzi. Am intitulat, anticipând ce vom discuta pe parcurs, emisiunea Iisus este calea. De altfel, tot timpul emisiunea ai în față acest prim panou din spatele meu, mai ales că mi-ai și spus una din ultimele tale predici în acest periplu al tău prin România și Moldova a fost pe această temă. Dar mai înainte vreau să ne spui câte ceva despre tine. Am spus doar că ești mai tânăr decât mine cu un an de zile și că am făcut liceu împreună în Oradea. Sunt din zona Bihorului. Tata a fost păstor baptist, care a fost dat afară din cauza faptului că n-a vrut să coopereze cu securitatea. Și în casa noastră a fost suficientă literatură creștină. A făcut seminarul atât la București cât și la Budapesta și am avut suficient de multă material informațional pentru a putea dezvolta convingeri creștine chiar în mijlocul unei perioade în care a fost propagandă deșanțată cu privire la ce este creștinism, la ceea ce este materialism și comunism. Și de aceea, din familie, am fost într-un fel provocat să fiu un luptător pentru creștinism, pentru valorile creștine, pentru concepția despre lume și viață creștină. De aceea, tu ai spus că ai avut una dintre cele mai mare admirație față de profesorul de fizică, îmi era diriginte profesorul de fizică și din cauza faptului că eu totdeauna aveam discuții apologetice cu el, am avut vreme de 4 ani în liceu, doar nota 7 la purtare. Da, știi, mi-aduc aminte de acele vremuri, era unul din studenții probleme și noi acolo, eram și o parte din organizația locală UTC, la acel liceu de pe strada Craiova numărul 3, acum cred că are alt hram. Și știu că așa de țin minte că un elev problemă care nu se încadrează pe linia tinerilor utecisti. Am fost de fapt singurul licean care n-a fost utecist decât chiar când mi-a dat diploma de bacalaureat, atunci mi-a dat și carnetul de
UTC, spunând că nu poți ca să termin liceul fără să fii utecist, dar n-a fost nicio ședință, n-am dat niciun vot, n-am făcut nicio declarație solemnă că îmbrățișez principiile ateiștilor sau uteciștilor. Da, era o vreme interesantă, în particular o să vorbim mai mult despre asta și sper să ne mai întâlnim și cu altă ocazie, acum timpul nostru este acesta. Ce regret eu că în vremurile acelea, când eu acolo la UTC, în liceu, aveam o secțiune în zona de propagandă, da. Știu eu, nu-mi închipeam acea vreme că o să fac mulți ani după aceea alt gen de propagandă și altuia decât Partidului Comunist. Asta este totdeauna ironia pe care o are Dumnezeu. Tu ai fost cu propaganda în liceu 2 și ai devenit poate unul dintre cei mai influenți oameni în a răspândi cunoaștere Dumnezeu. În America, prin anii 60-70, a fost una care era lidera sau conducătoarea mișcării ateiste, Madeleine O'Hare. Și ea a scos rugăciunea din școlile din America și ea a avut foarte multe victorii ateiste. Ironia este că fiul ei a devenit unul dintre cei mai buni evangeliști din America. Interesant. Într-o fapt, poate mi-e ciudă pe tine. De ce nu mai tras de mânecă la vremea aceea să-mi spui, Tudore, uite, iisă Dumnezeu? Am atras pe alții. Tu, probabil că erai un an mai mare, n-am îndrăznit, dar pe colegii mei am avut discuții aprinse cu ei, pe unii i-am dus la biserică. După ce i-am dus la biserică, au terminat cu observațiile cu privire la concepția creștine despre lume și viață. Când au fost acolo, au avut așa un șoc a ceea ce înseamnă experiența cu Dumnezeu, încât s-a terminat cu orice obiecție față de... Sau ironie sau... Da. Orice obiecție față de creștinism. Am spus și cu alte ocazii, uneori când mă lasă entuziasmul, mă gândesc că sunt mulți ca mine, din relația mea sau mai tineri sau mai în vârstă, care n-au auzit despre Domnul. Eu, până la 40 de ani, spuneam, nu mi-a spus nimeni despre Dumnezeu nimic și de-abia la 40 de ani Dumnezeu prin... O persoană mai îndrăzneață a bătut la ușii mele și mi-a spus, da, iță Dumnezeu, oprește-te și reconsideră-ți viața. Și atât acum suntem împreună și ce am putea să mai vorbim? Spune-ne puțin, știu că ai avut un început de carieră în zona medicinei. Spune-ne puțin despre aceasta. Un an de zile am fost student la Politehnică în Timișoara, la mecanică. Deci îmi place Timișoara, am avut câteva... luni bune petrecute în Timișoara, după care am lăsat Politehnica și m-am dus la medicină, am terminat medicina la Cluj, dar pasiunea mea a fost dintotdeauna să duc oamenilor adevărata medicină, vindecarea sufletului și reconectarea cu Dumnezeu. Așa că în perioada când am fost student la medicină, am studiat Biblia, am fost implicat cu diferite grupuri de studiu. Când am terminat medicina, am lucrat 7 ani ca medic, jumătate din investiția mea de timp și energie a fost în a predica Evanghelia și a face și medicină. Cele două lucruri mi-au plăcut, m-au atras amândouă, dar atât medicina cât și predicarea Evangheliei sunt specialități care îți cer tot timpul și dedicarea. Ca să fii un medic bun, trebuie să consacri 100% din timpul tău, să citești, să fii la zi cu noile descoperiri și la fel ca să fii un evanghelist bun sau un apologet bun sau un om care este pasionat pentru salvarea sufletelor, e nevoie să fii dedicat 100%. Așa că după câțiva ani de zile, în momentul când a venit Revoluția, n-am mai putut să merg pe două căi, ci am abandonat medicina și apoi m-am angajat ca și slujitor cu Evanghelia 100%, fără nicio altă încurcare sau slujbă care să mă rețină de a predica Evanghelia. Vorbeam înainte, ai fost prin niște localități care mie îmi sună foarte familiar, din zona în care m-am născut. Vorbeam de satul Inan, unde ai și predicat. Ai slujit ca și medic în Ianojda, în Boio. Spune-ne puțin despre vremurile acelea ale comunismului, când poate nu ți-a fost ușor să și profesezi medicina și să și-ți exprimi așa cum puteai în calitate de medic în satul Ianojda, de exemplu, credința creștină. Era foarte important pentru doctori ca să poată obține un post cât mai aproape de locul unde erau născuți sau unde au trăit. Și în vremea aceea erau la vreo 80 și ceva de medici care au terminat medicina din zona Bihorului și erau doar 12 locuri de medic în Bihor.
Și era o perioadă în care se trăgeau sforurile, se încerca să se aducă adeverințe că au buletin de nu știu ce localitate, alte credite de la AS, recomandări că au fost dedicați unii, adică asociației studenților comuniști, și se trăgeau tot felul de sfori. În perioada aceea, când toată lumea era într-o febră nebună, eu eram cu un prieten al meu, Seme Tipici, și predicam Evanghelia pe undeva prin Galați, Brăila, urmăriți de securitate, și nevastă mea, i-am spus lui nevastă mea, în momentul când începe repartiția, dă-mi și mie telefon să vin, într-o noapte mă pun pe mașină și ajung înapoi. Când am terminat acolo evanghelizările, atunci am ieșit acasă și următoarea zi, după ce am terminat evanghelizările, s-a anunțat, se face repartiția locurilor în Bihor. Și am avut loc în Bihor, în satul Ianoș, da, la vreo 30 de kilometri de Oradea. Bineînțeles că m-am dus acolo, am predicat Evanghelia, așa cum era obiceiul. Aveam destul de multe conexii cu medici americani care mi-aduceau medicamente pe gratis și era o bucurie pentru mine să intru într-o casă, să pot să fac actul medical și să le oferă cele mai bune medicamente care erau în lume în vremea aceea. Și bineînțeles, dacă puteam să ies din casă fără ca să iau nimic, mă simțeam așa de onorat că pot să-L reprezint pe Iisus Hristos cam ce ar fi făcut Hristos în locul meu atunci când face un act medical sau de ajutorare. Chestia asta a stârnit revolta preotului din sat, care a zis că fac sectarism, agitație religioasă, și a vorbit cu directorul de direcție sanitară să mă scoată din sat, ceea ce a reușit pentru o vreme, și de-aia m-a trimis disciplinar pe la Boiu. Și am înțeles că tu știi unde este Boiu, ultimul sat din Bihor, după aia m-a trimis disciplinar la Canal. Dar ironia este că în momentul când a venit Revoluția, eu am fost ales în Frontul Salvării Naționale, eram 9 indivizi care eram în conducerea județului și direcția sanitară a căzut sub umbrela mea de administrație. Și să-l vezi pe Popa Ionică, care știam că mi-a pregătit lichidarea și să-mi ia diploma de medic, în momentul când m-a văzut, a început să tremure, pentru că mulți medici îl urau de moarte. Adică vreau să îl termine, pentru că de 30 ceva de ani el era cel mai vechi director de direcție sanitară în care el făcea ce vroia în direcția sanitară Bihor. Dar cea mai mare pedeapsă pe care am înțeles că o poți da unui dușman al tău este să-l pedepsești cu bunătate, să torni cărbune aprinși. Așa că i-am luat apărarea și am mai stat o vreme, dar după care eu m-am dus pe altă cale și nu mai știu exact ce s-a întâmplat. O să te mai întreb câte ceva despre activitatea imediat după Revoluție, că știu că ai fost un element activ în acea zonă, dar înainte, când erai copil, spuneai că erai într-o familie de credincioși, tatăl a fost pastor baptist și că în casa voastră a fost literatură, a fost musafiri, a fost invitat, ați avut pe inimă rugăciuni și ai pomenit numele pastorului Olah. Da. Spune-ne puțin despre prezența lui în casa voastră și despre... Deci Liviu Ora era din Oradea deloc. În vremea aceea era advocat în Timișoara, dar era bun prieten cu tata și a venit prin anii 1970 în Oradea, atât în casa noastră, cât și în case de oameni care așteptau și se rugau pentru trezire spirituală. Tata, prin anii 60, 50 ceva, 60, Dumnezeu l-a folosit pentru o trezire spirituală în Sălaș. Și conducerea Uniunii Baptiste din vremea aceea a încercat să-l excludă din cult pentru că era trezit. Deci, având aceste afinități pentru trezirea spirituală, o mișcare specială a Duhului Dumnezeu care vine și vizitează poporul, de aia s-a împrietenit cu Liviu, care era mânat de aceeași pasiune, și el venea și petreceam grupuri de rugăciune care ne rugam pentru o trezire spirituală în Oradea sau în România. Și în perioada aceea Liviu a venit cu cele mai extravagante idei, planuri care erau la limita nebuniei. Adică în perioada aceea, când noi în bisericile noastre nu ne puteam întâlni decât o singură dată pe săptămână, în timpul duminicii doar o singură dată, de la ora 9 la ora 1, să te rogi ca Evanghelia să se predice la radio, la televizor, pe stadioane, în săl de sport, în săl de cultură, friza nebunie. Dar Liviu credea, eu eram de 14 ani și
îl imitam și eu ca și un maimuțoi, dacă Liviu zice, și mă rugam și eu. Și ne-am rugat și după 4 ani de zile vine trezirea spirituală la Oradea, în care într-un singur an, o biserică care era de 500 de membri aproximativ și care era moartea în oală. În vremea aceea, președintele Uniunii Baptiste, Nicolae Covaci, era păstorul bisericii, care era uns cu toate însorile și compromis în legătură cu comuniștii și cu partidul și cu securitatea, pentru că nu puteai fi în poziția aceea dacă nu plăteai tributul lor de turnător. Și predicele lui nu era altceva decât itinerarul de călătorie, în care aveau câteva diapozitive să ne prezinte pe unde a fost și ce a spus, dar nimic spiritual. Și în acel context, când dacă a fost cineva în cooperare cu securitatea, un informator al securității, în biserica aceea vine cel mai calificat păstor care putea să fie atunci, Liviola. Și tata a fost responsabil imediat de biserică și a ținut spatele pentru că au vrut să-l dea afară, dar fiind responsabil, ne-am luat și asumat responsabilitatea, noi îl angajăm ca biserică, indiferent că are carnet, că n-are carnet, că este recunoscut, că nu este recunoscut. Și într-un an de zile a avut loc în jur de 400 de candidați de botez. Eu am participat la cel mai mare botez, 149 de persoane o singură dată. Așa că am văzut atunci trezirea spirituală. Liviu în continuare ne-a chemat să ne rugăm pentru radio, pentru stadioane și celelalte locuri publice. Și șansa pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie, de-a lungul anilor am continuat să mă rog în ceea ce ne-a învățat Liviu pentru trezire spirituală, pentru stadioane, apoi pentru țări, pentru națiuni. Și prima întâlnire într-un local public, în sala sporturilor, în 1989, în 29 decembrie, Dumnezeu mi-a dat mie harul să organizez, că eram în fruntea județului Bihor, eu tăiam și spânzuram și dădeam liber sau nu, blocam, și când am văzut că am posibilitatea ca să... La o săptămână după Revoluție. Da. Deci nu s-a terminat anul când noi, în jur de 10.000 de credincioși evanghelici, penticostali, baptiști și ceilalți cu un suflet venit într-o evanghelie, am stat în sala sporturilor și am proclamat: Iisus Hristos este Domnul. El ne-a rupt jugul robiei și ne-a făcut să mergem cu capul sus. Au fost alți invitați, a fost Iosif Țon, a fost Petre Lucaciu, Petre Lascău, care era lider în bisericile penticostale, și a fost un timp glorios să vezi că Iisus Hristos își răzbună numele. Liderii comuniști, ateiști sau idolii comuniști sunt făcuți așternut picioarelor copiilor săi și Iisus Hristos se înalță ca și un stăpân mai presus de orice. Mă gândeam că rugăciunile lui Liviu Olaș ale voastre, ani de zile, câteva zeci de ani în urmă, se împlinesc acum. Au trecut 20 de ani de zile atunci când am început să fac evanghelizări pe stadioane. Primele evanghelizări pe stadioane în România, prima în 15 mai 90, apoi Dumnezeu ne-a dat harul să mergem mai departe în Moldova, primele evanghelizări pe stadioane în Moldova, apoi anul următor în Ucraina și primele evanghelizări pe stadioane în Siberia. Nu știu dacă este timp, dar este o istorie așa de interesantă care... Poți să ne spui. Poți să spun. Mai puțin se vorbește despre Siberia în acest studio, dar... În 92 m-am dus chiar în mijlocul lui februarie în Siberia să văd dacă găsesc biserici care este gata să coopereze cu noi să facem o evanghelizare pe stadioane pentru vară în Siberia. Am ajuns în februarie, temperatură minus 38 de grade, cu coeficientul de vânt probabil că era în jur de minus 50, minus 60, trebuia neapărat să ai ceva pe față și pe urechi și pe nas, altfel erai cu nasul și urechile degerate. Ne-am dus la o biserică baptistă care avea un program de tineret. În vremea aceea era o prăpastie sau o lipsă demografică în structura bisericii. Erau babușca peste 65 de ani în biserică, erau nepoții lor până la 20-24 de ani și generația de 30-40-50 de ani era complet absentă. Și a venit o clasă întreagă de elevi la întâlnirea cei de tineret. În momentul când i-am văzut, m-am năbustit asupra lor, evanghelistic, la sfârșit, aproape toți, dacă nu toți, și-au predat viața lui Hristos și am zis, asta este un fel de dovadă, de asigurare că Dumnezeu este cu noi și abia așteptam pentru zilele care urmează. Până duminică ne-am rugat, am postit, ne-am dus duminică la biserică și
bisericile baptiste din Siberia erau foarte, foarte conservatoare. Orice părea cu nuanță de penticostalist sau de carismatic era taxat, era exclud, era... Și frații, în sfârșit, mi-au dat voie să predic cu două condiții. Să nu stric și să nu dau din mâini și din picioare. Și mi-au dat și timp să vorbesc numai 15 minute, care cu traducător însemna 7 minute jumate. Eu în 7 minute nici nu spun, pot spune bine numele, dar minte introducerea la mesaj. În fine, Dumnezeu a lucrat în așa mod, încât după ce am adus câteva cuvinte de introducere și am citit textul, oamenii vin la pocăință. Și pocăința la ruși este că vin în față și plâng și își mărturisesc păcatele. Și chestia asta a declanșat pentru jumătate de oră un val de pocăință în care vreo 30-40 au venit în față la pocăință. Eram convins că biserica realizează că e prezența lui Dumnezeu și că Dumnezeu e acolo să lucreze. După care am avut întâlnire cu Comitetul Bisericii și când le-am spus Comitetului Bisericii că vrem să avem o evanghelizare pe stadion cu frații penticostali și cu baptiștii neregistrați, au zis, peste trupul nostru mort. Parcă am lovit în plex, sub centură. Gata, s-a blocat orice entuziasm. Am încercat să-mi folosesc tot arsenalul. Am spus, domnule, asta facem, asta am făcut în celelalte părți ale lumii. Adică în România, în Ucraina, în Moldova. Trebuie să facem la fel. Cum apare să ajung să meargă vreo 300 de babe într-un stadion de 40.000 de locuri, numai ele acolo? E nevoie să mișcăm, toți, tineri, bătrâni. N-am reușit să-i convinc nici cum. În final, am reușit să smulg de la ei un reprezentant care să vine cu mine la Consiliul, hai să zicem, a capitalei de acolo, să primim aprobarea. Acum, Krasnoiarsk este un oraș de 1 milion de locuitori, o regiune de 6 ori mai mare decât România, și să mă duc la audiență, la prim secretarul de partid, mă gândeam că îmi ia câteva săptămâni până când primesc audiență la el. Dar spre surpriza mea, în câteva ore mă primește în audiență. Și când merg în audiență, o sală mare, așa Balșoi, cum sunt sările mari, impresionante, la ruși, un birou mare în față, era cu câțiva consilieri, când intru înăuntru, se ridică în picioare și spune că mă cunoaște și că bine a venit în Krasnoiarsk. Acum eu știam cine sunt eu. Eram un nimeni din România. Și el spune că în urmă cu un an a fost în Nicolaev, un oraș mare în sudul Ucrainei. Și acolo s-a uitat la televizor. Și tocmai în momentul când s-a uitat la televizor, eu eram pe televiziune și predicam și chemam pe oameni la pocăință și a zis, domnule, exact de asta avem noi nevoie în Siberia. Tineretul nostru este fără control, robit de droguri, infracțional și-au epuizat orice mijloc de a-l putea reforma și de a-l aduce să-i fie oameni cât de cât decenți în societate. Și a zis, domnule, numai voi puteți să faceți chestia asta. Și după aceea mi-a dat liber stadionul, radio, televiziunea, presa, totul. Biserica Baptistă mi-ar fi pus becele în roate și a zis, nu, secretarul de partid din Siberia, bine ai venit, domnule Colțea, tot ceea ce putem să vă oferim, îți dăm, numai să faci și la noi ceea ce ai făcut în Nicolaev, să predicăm Evanghelia. Asta este minunea. Asta este ceea ce Dumnezeu are, surprizele lui, romantismul lui. El totdeauna face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. În momentul când ne rugăm și ne rugăm cu credință și ne rugăm cu insistență și perseverență, Dumnezeu ne ia prin surprindere. Am visat eu să fi, m-am rugat pentru stadioane. Treceam pe lângă Fece Bihor când mergeam la lucru. Doamne, mă rog frumos, dă-mi Fece Bihorul. Dar așa numai mă gândeam ca și o iluzie, ca și un fel de tentație să predic eu în Fece Bihor. Mă gândeam, Dumnezeu mi-a dat harul să ne strângem în Fece Bihor, să predic Evanghelia pe Fece Bihor, să văd mii de oameni care răspund Evanghelie, dar nu numai în Fece Bihor, stadionul Fece Bihor, ci în alte zeci de orașe din România, Moldova, Ucraina, Siberia, până dincolo de Cercul Polar, până aproape de malul Pacificului. Da. În cele ce mi-ai spus, am reținut faptul că unei lucrări în puterea Domnului îi se poate opune un spirit de religiozitate, chiar dacă ai dat exemplu unei biserici tradiționaliste. Crezi că și acum e acest pericol? Cel mai mare dușman al trezirilor spirituale nu sunt ateiștii, nu sunt seculari,
ci este biserica tradițională care nu a experimentat umblarea și trăirea în prezența Duhului Sfânt. Asta este cel mai mare dușman al trezirii spirituale. Îmi pare rău să spun, dar cei mai mari dușman ai trezirii spirituale în biserica ortodoxă, atunci când s-a început mișcarea Oastea Domnului, cu Iosif Trifa și Dors și ceilalți, Niculiță Moldovan, au fost mai mari biserici și ei au ghilotinat reformarea bisericii. Același lucru s-a întâmplat la noi. În momentul când a început trezirea spirituală în Oradea, a venit președintele Uniunii, Mara, ca să-l decapiteze pe Liviola, să termine trezirea. În momentul când a fost trezirea în Sălaj, au venit arhireii Uniunii Baptiste să-l dea pe tata afară din biserică. Și n-aveau să-l dea afară din cult și nu puteau să-l dea afară din cult dacă îl dau afară din biserică. Și vreme de o duminică întreagă au făcut ședință cu presiuni asupra bisericii să-l dea afară, biserica în schimb a stat și biserica, trezirea a mers mai departe. Ai pomenit de câteva ori colaborare sau inspirație între diverse zone evanghelice. Spuneai că ai colaborat și cu pentecostale și cu alte culte și ai pomenit acum de Oastea Domnului. Și acum este posibil și acum asta, acest lucru. Cei mai mulți frați din zona baptistă se potignesc, să folosesc un termen, un limbaj de lemn, de lucruri specifice care sunt specifice bisericii pentecostale, în special în zona darurilor Duhului Sfânt. Știu că ai studiat mult istoria mișcării pentecostale și îmi spuneai că această istorie ar trebui, și mod de manifestare bisericii pentecostale, ar trebui să fie un element de referință și de provocare pentru alte culte, nu numai pentru cea baptistă, nu știu. Nu există denominație care să fie avut o explozie așa de spectaculară în istoria mișcărilor protestante ca și mișcarea pentecostală. Asta o spui ca și pastor baptist acum. Asta o spus ca și pastor baptist, ca și un student al istoriei și care unul care sunt interesat să vedem, să cercetăm toate lucrurile și să luăm ce este bun din ele. Greșeala noastră a baptiștilor și a celorlalte denominații este că au reacționat la anumite excese și abuzuri care au fost și probabil că încă sunt în mișcarea pentecostală, în loc să fie acționat fără prejudecăți, să vadă, hai să ne reevaluăm doctrina despre Duhul Sfânt. Pentru că ceea ce cred este că trăim în perioada unei ploi târzii. Niciodată în istoria creștinismului nu a fost o asemenea revărsare de Duh Sfânt, de manifestare, de daruri supranaturale, ca și în ultima sută de ani pe care o trăim. Și cred că asta este doar o pregătire pentru necazul cel mare, o pregătire pentru venirea lui Iisus Hristos, un dar generos pe care Dumnezeu îl dă bisericii sale. În momentul când ne blocăm de el, este spre pierzarea și sărăcia noastră. Și părerea mea este că e nevoie urgentă în orice denominație care nu și-a reconsiderat din rădăcini atitudinea față de lucrarea Duhului Sfânt să o facă cât mai repede, altfel n-are nicio șansă de progres. În ce sens? În sensul că Duhul lui Dumnezeu este Cel care este viața, suflarea. El este Cel care ne aduce mântuirea. Mântuirea nu înseamnă doar a crede în faptul că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, născut din Fecioară, viață impecabilă, de sfânt, a murit răscumpărător, ispășitor la calvar și apoi a înviat. Și este la dreapta Dumnezeu Tatăl. Evanghelia nu se termină aici, ci Evanghelia continuă cu ceea ce spune Iisus Hristos, să nu cumva să îndrăzniți să mergeți mai departe până nu veți fi botezați cu Duhul Sfânt, până nu va veni Duhul Sfânt să vă împuternicească. Și Evanghelia nu înseamnă doar credința în Iisus Hristos, ci înseamnă apoi umplerea cu Spiritul lui Hristos și împuternicirea de a trăi viața creștină așa cum Iisus Hristos a trăit-o. Și asta este absolut crucial pentru noi să ne reevaluăm și să învățăm din noul mod în care Dumnezeu a lucrat în ultima sută de ani și continuă să lucreze în zonele de avangardă a Împărăției Dumnezeu. Vezi Africa, vezi Asia de Sud-Est, vezi America Latină și nevoie să ne destupăm la minte. E nevoie să dăm la o parte vacile sfinte, așa de dragi, să le punem deoparte și să lăsăm Duhul Dumnezeu să lucreze. Înțeleg că anticipez sau mă las să înțelegem că ar fi nevoie de o reformă, o revizuire, poate găsim un alt termen, în zona doctrinară sau doar în zona de practică a credinței noastre creștine. Cred că e nevoie de o
corectare nu majoră, ci o recorectare a modului cum interpretăm Biblia și ceea ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor. Eu, în ultima vreme, de 8 săptămâni, sunt în fiecare seară, am predicat Evanghelia în toate bisericile, adică în biserici de toate culorile, de toate denominații evanghelice, baptiste, penticostale și alte nuanțe. Și ceea ce am constatat este că asistăm la o perioadă în care parcă umbli în Cartea Faptelor Apostolilor, în care sunt semne, minuni și puterile veacului viitor manifestate. Și asta este ceea ce trebuie să ne reconsiderăm cu toată seriozitatea. Dumnezeu ne ia prin surprindere, ne rugăm pentru o trezire spirituală, sunt zile de pe urmă, Dumnezeu face ceva fără precedent în istorie. Și asta este ceea ce se întâmplă în diferite părți ale lumii. De ce noi am, prin necredință, prin scepticism, prin prejudecățile noastre bigote, am blocat darul generos și lucrările pe care Dumnezeu vrea să le facă în generația noastră? Avem nevoie de o trezire spirituală și trezirea spirituală înseamnă totdeauna Dumnezeu care umblă în mijlocul nostru și ne ia prin surprindere. Una dintre, cred că Campbell Morgan, care a fost unul dintre cei mai mari predicatori englezi, a făcut următoarea afirmație. Primii care se vor opune unei treziri spirituale vor fi cei care au fost într-o trezire spirituală anterioară și care se roagă pentru o trezire spirituală, dar când vine trezirea spirituală, sunt primii dușmani ai trezirii spirituale pentru că va fi în alt mod. Se va întâmpla în alt fel. De ce? Lui Dumnezeu nu-i place rutina. Lui Dumnezeu îi place să facă totdeauna lucruri noi, să ne ia prin surprindere. Și cei care, de exemplu, au fost în trezirea spirituală pe vremea, în 1800, pe vremea lui Timothy Dwight, în momentul când a venit Finney în 1840 cu trezirea spirituală, primii critici care au fost a trezirii spirituale a lui Finney au fost ăia vechi care au experimentat trezirea de pe vremea lui Timothy Dwight. În momentul când cei de pe vremea lui Finney se rugau pentru o trezire spirituală și a venit trezirea spirituală cu Moody, cei care au fost cei mai aprici critici a trezirii făcute de Moody și a lui Timothy Jeremia Latimer, care a fost un contabil care a inițiat o mișcare de rugăciune, au fost ăștia care au avut trezirea spirituală. Și în asta este tiparul. Dumnezeu ne ia prin surprindere în momentul când vine să lucreze. Și cine suntem noi? Să-i punem limite? Să-i dăm direcții? Să încercăm să-l controlăm pe Duhul Sfânt? Absolut nonsens, absurd. Cred că este mai degrabă păcatul de neiertat, într-un anumit sens. Pentru că asta este ceea ce a spus Iisus Hristos. Atenție! Păcatele făcute împotriva diferitelor persoane, dar păcatul făcut împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertat nici acum, nici în veacul viitor. Când vezi manifestările așa de evidente a faptului că Dumnezeu este la lucru și tu contești și tu pui etichete, cu domnul dracilor, chestia asta e satanistă. Absolut nonsens. Mănânc că ai strânit gândurile multora care te urmăresc, dar asta e și scopul emisiunii noastre. Dacă ar fi să anticipezi care vor fi câteva din repere ale unei treziri iminente și după părerea mea în România și în întreaga lume, ai spus ceva legat de lucrarea Duhului Sfânt în general, ai putea să anticipezi câte ceva? Cred că pentru a gusta ceea ce înseamnă o vizitare a lui Dumnezeu, e nevoie de o mișcare de rugăciune. E nevoie de o conștiență în mijlocul credincioșilor de ceva mai mult. E nevoie de ceea ce se întâmplă în camera de sus, în care în mod deliberat 120 de ucenici stau și se roagă: Doamne, ne-ai promis, dă-ne, dă-ne. Și cred că regula o putem acolo învăța și am învățat-o de la Liviu, nu este invenția mea, ci Liviu ăla, asta este ce a spus. Regula este matematică și nouă ne place matematica. Și este în felul următor: 120 de oameni, 10 zile se roagă, rezultatul este 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu în prima zi, în următoarele 5.000, în următoarele 10.000. Și dăm voi să spun, nu erau menționate femeile și copiii, numai bărbații. Asta înseamnă că la prima trezire a fost, în momentul când i-ai și femeile și copiii, 3.000, cel puțin, pe lângă 4, au fost 10.000
În momentul când se spune că au fost la 5.000 în următoarele zile, asta înseamnă că au fost 25.000. Teologii spun că în primele 6 luni de zile, după ce a venit Duhul Dumnezeu, i-a împuternicit pe ucenici, au fost în jur de 125.000, 150.000 de credincioși. Din ce cauză? A venit Duhul Dumnezeu. Iisus Hristos a lucrat 3 ani jumate. La sfârșit au rămas 12 și ăia s-au ascuns în găurile pământului să nu cumva să afle că sunt urmașii lui Iisus Hristos. Vine Duhul Sfânt și când vine Duhul Sfânt și lucrează, stau oameni plini de încredere, de confidență și le pune degetul în fața mai marilor. Voi sunteți vinovați de cine? De răstignirea Sfântului, de Mesia, de unsul Domnului. Autoritate, îndrăzneală sfântă, puterea Duhului Sfânt în operare. Vreau să urmărim pentru 5 minute o secvență, ne-a dus o secvență filmată așa simplu din una din ultimele tale predici în Republica Moldova, pentru că ai avut un periplu, așa după cum ne spuneai, ai avut o suită de prezentări, de predici, de întâlniri acolo, după care revenim în studio. De aceea, în momentul când Iisus Hristos vine în El vine să ne descopere. În momentul când El a venit, lumea a văzut ceva din ce este în intimitatea Sfintei Trăinii. Și cuvintele cele mai mari care au fost aduse vreodată în această lume sunt cuvintele despre Dumnezeu și sunt cuvintele despre modul cum noi putem să ajungem la Dumnezeu. Și Iisus Hristos îndeplinește cele două mari nevoi absolut fundamentale a noastre, și anume să ne descopere Dumnezeu și apoi să ne ia de mână și să ne ducă Dumnezeu. 3 ani jumate a vorbit, a predicat, a învățat, a dat exemple, a avut diferite comparații, hiperbole, a vorbit cum este lumea spirituală, dar în cei 3 ani jumate El spune mulți învățători, mulți împărați, mulți filozofi cărora ar fi vrut să audă cuvintele pe care le-au zis voi și nu s-a dat parul acesta. N-au fost cuvinte rostite vreodată pe fața Pământului mai importante ca și cuvintele rostite de Iisus Hristos, care este Logosul, care este Cuvântul, care este expresia fundamentală prin care Dumnezeu a cumânceat umanității. Dar sinteza acestor cuvinte, sumarizarea, condensarea cuvintelor de 3 ani jumate, sunt cuvintele spuse de Iisus Hristos în ultima seară ucenicii în camera de sus. Și aceste cuvinte încep în Ioan 14. Să nu se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dar nu ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc și ce mă vedeți și voi pregăti un loc, vă voi întoarce și voi lua cu mine, pentru că așa unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și care am acolo. Doamne, zis Domnul, nu știu unde te duci și nici nu știu care am acolo. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât pe mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, m-ați cunoscut și pe tatăl meu și acum mă folosesc cunoaște și l-ați văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe tatăl și este de ajuns. Filipe, de tatăl meu sunt cu voi și voi cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl? Este mai multă lumină decât în biblioteci cu sute de mii de oameni. Adevărul sunt egale între ele prin calitatea lor de adevăr. Dar adevărul este că sunt spune create prin importanța pe care o au ele pentru noi. În urmă cu 50 de ani, Watson și Crick au fost recunoscuți de comunitatea oamenilor de știință internațională pentru cea mai extraordinară descoperire, și anume, au descoperit structura helicoloidală a lanțului de ADN, care înregistrează toată informația noastră genetică. Un lucru de mai pomenit, în care tot ceea ce este înregistrat de la fierul de păr până la unghia de la dentece plumare este înregistrat ca și cod genetic în noi. O descoperire de mai pomenită. Da, poate unii dintre voi de prima dată acest lucru. Am putut trăi foarte bine și fericiți și la această cunoaștere și fără ea. Adevărul acesta este colosal pentru știință, dar nu este chiar așa de important pentru viața mea de fiecare zi. Adevărul sunt temeniile
sunt pietrele de mine al Universului. Adevărul stă în picioare. Adevărul nu poți tendea, dar nu poți pesta. Poți fugi de el, dar nu poți scapa de el. Îl poți calca în picioarele tale, nu, dar el continuă să stea pe picioarele lui. Și ziua judecății va trebui să dai socoteală ce am putut de el. Nu au fost cuvinte mai mari rostite vreodată pe fața Domnului ca și cuvintele lăsate cu limbă de moarte de Iisus Hristos. În această înregistrare ai pomenit, ai folosit câteva termeni medicali, vorbeai de ADN, aha, dar întrebarea care vreau să o pun legat de aici și probabil că cea care a dezvoltat-o și în predica în continuare a fost cele mai importante lucruri pe care creștinii trebuie să le cunoască astăzi, pentru că trăim într-o epocă a informației, o epocă a exploziei comunicațiilor. Putem să știm, să aflăm orice, uităm pe Google și găsim ultimele noutăți în domeniul tehnic. Bombardați cu informații și cu mijloace de comunicare, totuși ce trebuie să știm? Care sunt lucrurile importante la care trebuie să ne întoarcem? Încerc să-ți ridic mingea la fileu pentru că acesta era subiectul care ne-am propus inițial să-l discutăm. Tudor, dragă, Dumnezeu ne-a dat amândouă minte ca să investigăm lucrurile. Și este un fel de curiozitate aproape obsesivă pe care o avem de a ști cât mai mult. Și pe mine mă fascinează atât știința, cât și filozofia, cât și psihiatria, cât și alte domenii în care să investigăm Universul Lui Dumnezeu. Și e important să știm cât mai mult. Dar adevărurile sunt pietrele de temeire ale Universului. Adevărurile sunt egale între ele prin calitatea lor de adevăr. Dar adevărurile se deosebesc unde de altele prin importanța pe care o au pentru noi. E important să știm că între codul nostru genetic este cuprins în lanțul helicoidal al ADN-ului. Dar chestia asta putem să o știm, putem să nu o știm, putem fi fericiți sau nefericiți că o știm sau nu o știm. Dar sunt câteva adevăruri absolut cruciale, fundamentale, pe care dacă nu le știm, suntem cei mai nenorociți oameni. Și nu cred că au fost cuvinte spuse de Dumnezeu însăși, mai importante ca și cuvintele pe care le aveți voi scrise aici, în acest studio. Eu sunt calea, adevărul și viața. 3 ani jumate de cele mai mari revelații care au fost vreodată în istorie. Iisus Hristos stă cu ucenicii și le spune, mulți împărați, mulți cărturari, mulți filozofi, mulți proroci, mulți savanți ar fi vrut să audă cuvintele pe care le-au zis voi, dar nu li s-a fost dat. Iisus Hristos este în ultima seară cu ucenicii și învățătura de 3 ani jumate este sintetizată, este condensată la cele mai fundamentale principii. Nu au fost cuvinte rostite pe fața pământului, cuvinte mai importante ca și cuvintele spuse de Iisus Hristos în ultima seară, cu limbă de moarte, ucenicilor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Absolut cruciale. Putem ști toată istoria, putem ști toată știința, putem cunoaște toate limbile. Dacă nu știm cine este calea, adevărul și viața, nu știm nimic. E vax albina. Așa că nu știu dacă putea să fie o temă mai importantă pentru o emisiune de studio care să meargă pentru ani de zile ca și ceea ce ai ales. Nu știu cum ai ales, dar din punctul meu de vedere mi se pare că astea sunt cele mai fundamentale lucruri care trebuie repetate mereu și mereu ca fiecare om din România sau care vorbește limba română să audă. Da, Domnul ne-a spus să punem acest nume, deși într-un context european, pentru că trăim în Europa, vorbim tot mai mult de pluralism, vorbim de ecumenism, vorbim de soluții, căi. Poate ne poți spune puțin despre, din perspectiva ta, locuiești în Statele Unite acum destul de mult, în zona în Florida. Cum este privit, îmbrătișat, încurajat mesajul radical al Domnului Iisus Hristos, cel pe care l-am enunțat acum? Și ce șanse sunt ca să putem la lung să rostim clar și răspicat? Eu sunt calea, adevărul și viața. Că cel mai mare asalt care este mobilizat, organizat de forțele iadului și de reprezentanții lor, este atacul asupra acestui adevăr. În 1973, Consiliul Mondial al Religiilor, Madame Guyon, o profetesă a New Age, a fascinat adunarea de mulți clerici a tuturor religiilor cu următoarea afirmație. În Biblia hindusă este scris: pe calea pe care se va apropia omul de Dumnezeu, pe acea cale se va coborâ Dumnezeu la om. Deci dacă tu te apropii pe calea hindușilor
spre Dumnezeu, pe calea aceea coboară El spre tine. Dacă tu te apropii pe calea budistă, pe calea budistă El se va coborî la tine. Și așa mai departe. Și pare așa de frumoasă. Oh, pare așa de generoasă pentru celelalte religii. Să nu ofensăm pe nimeni. Dar este cea mai demonică învățătură care poate fi. Pentru că Iisus Hristos spune absolut dogmatic, exclusiv, categoric, fără ca să aibă, lase o ușă întredeschisă pentru altceva, îi spune, eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Afirmația este absolut dogmatică, exclusivă. Și de ce? De ce e nevoie să-L credem pe Iisus Hristos și nu e nevoie să-L credem pe Bahai, care a încercat să cuprindă toate celelalte curente filozofice, sau să-L credem pe Buddha, sau să-L credem pe Mahomet? De ce trebuie să-L luăm pe Iisus Hristos, că este așa de exclusiv? Și problema este în felul următor. În religie trebuie să ne definim două lucruri fundamentale. Și cele două lucruri fundamentale sunt următorul lucru. Problema epistemologică. Care este ultima curte de apel? De unde știu că ceea ce știu este adevărul? Și până nu ne definim ca religie, care este ultima curte de apel, care este setul care îmi determină adevărurile mele despre lume și viață, până atunci bâșbâim într-o ceață în care eu pretind banalitățile mele, tu pretinzi ignoranțele tale și fiecare ne luptăm pe bănuieri și pe presupoziții care n-au nicio validare în realitate. Și ceea ce e nevoie să definim, este în lume vreo ultimă curte de apel? Și pentru noi care am studiat și ne-a plăcut matematica și fizica și gândirea abstractă, am zis, rațiunea. De ce să nu fie rațiunea? Numai că problema rațiunii ne joacă feste. Noi gândim în funcție de datele pe care le avem în rațiune și apoi de programele pe care le avem în rațiune, care ne fac să ne uităm la datele pe care le avem dintr-o anumită culoare, cu o anumită perspectivă. Darwin, sub influența scrierului lui Paley, care a fost un teolog naturalist, el, în momentul când și-a scris jurnalul de călătorie, când s-a dus cu Beagle în călătoria în jurul lumii, când a ajuns în Amazon, în jurnalul lui, el rămâne uimit de modul cum, cât de intricat Dumnezeu a făcut jungla, de modul cum Dumnezeu coordonează toate aceste lucruri. Om care se uită la datele uimitoare ale unui mediu așa de complex, cum este jungla Amazonului, și spune, este Dumnezeu care le-a combinat pe toate. Trece în Oceanul Pacific și Oceanul Pacific își schimbă complet gândirea. Se uită, când ajunge insulele Galapagos, el spune, domnule, este accidentul, este întâmplare, este lupta pentru supraviețuire, este cel mai tare care supraviețuiește. Aceeași date, dar mintea a fost ceva care a început să lucreze în diferite, cu alte paradigme care să altereze perspectiva asupra realității. Mintea noastră nu este ultima curte de apel. Mintea noastră poate să depisteze ceva în jur. Și una dintre legile fundamentale a minții este legea non-contradicției. Un sistem care se invalidează din punct de vedere logic trebuie exclus. Asta este, mintea noastră poate să detecteze dacă un sistem e coerent sau nu e coerent. Mintea noastră nu este ultima curte de apel, dar poate să detecteze adevărul de minciună și poate ca să facă testul ultim a unui sistem, a unui concepții despre lume și viață, dacă este coerent sau este irațional, inconsistent, logic. Care este următoarea curte de apel? Ar fi tradiția. De ce nu? Acumularea de mii de ani a înțelepciunii, a experienței umane, de ce nu? Tradiția. Și vreau să spun că tradiția este admirabilă, sublimă, dar are așa de multe falimente. Unul dintre cei mai respectați teologi din creștinism este Sfântul Augustin sau Preafericitul Augustin. Augustin a fost cu capul mai înalt decât ceilalți părinți ai bisericii. A avut un creier doxa. Pe vreme de aproape 1000 de ani nu s-a ridicat vreunul la înălțimea calibrului intelectual pe care l-a avut Augustin. Poate Anselm, poate Thomas d'Aquino. Și Augustin a avut onestitatea ca la sfârșitul vieții lui să scrie confesiuni
și apoi a scris retractări. La ceea ce am învățat în urmă cu câțiva ani de zile în cartea Cutare, am scris, acum retractez. Și a avut foarte multe retractări. Dacă ar mai fi trăit încă 50 de ani, ar fi avut retractări la retractări. Dacă ar mai fi trăit încă 100 de ani, retractări la retractări. Pentru ce? Pentru că mintea noastră, pentru că capacitatea noastră de a judeca și de a percepe realitatea noastră este limitată și greșită. Așa că tradiția nu poate să fie, cu siguranță, pretinsa infailibilitatea papală nu poate fi ultima curte de apel. Adică nu vreau să ofensez pe nimeni, dar cred că toată lumea recunoaște că lucrul acesta este doar o idee care și-ar dori să fie operabilă, dar nu poate. A fost o vreme când erau 3 papi pe scaunul papal care se anatemizau reciproc. Hai să nu trăim într-o lume a unor idei și a unor dorinți de vis care nu sunt reale. Și atunci ce ne facem? Care este ultima curte de apel? Și singura curte de apel nu este nici știință. Absolut nici știință. Știința este așa de relativă. În momentul când s-a terminat cea mai bună carte de știință, de exemplu, în domeniul hematologiei, în următoarele 3 luni de zile, când iese de sub tipar, deja este depășită. Și asta este în absolut orice domeniu al științei. E depășită. Știința ne ia prin surprindere. Mai aveți știința fundamentală, așa cum ai găsit, care este baza ultimă a Universului și noi nu știm. Ultima găselniță a astrofizicienilor este că, domnule, în jurul nostru sigur există universe paralele care, la o chestie de clic, de mișcare a energiei, fie sub spring, fie sub formă de arcuri, dintr-o dată, sau planuri oscilatorii, care se mută în altă lume și nu putem, am putea să trăim în alte lumi paralele imediat. Așa că ceea ce noi am învățat ca și elevi la școala duminicală, oameni de știință, abia acum bâșbăiesc. Care este, deci, ultima curte de apel? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Dumnezeu zice și se face, poruncește și se poruncește a ființă. Iisus Hristos este Cel care a spus, mai degrabă trece cerul sau pământul decât să treacă o singură iotă sau un semn de punctuație. Un semn de punctuație, mulțumesc frumos, Tudor. Un semn de punctuație din ceea ce este scris ca să nu se împlinească. Așa că dacă putem să facem un discurs despre Dumnezeu, despre lumea de apoi, despre sufletul omului, despre veșnicie, despre valorile morale pe care trebuie să le urmăm, este numai dacă stăm pe ceea ce reformatorii au descoperit. Sola Gratia, sola Scriptura. Numai Harul Dumnezeu și numai Scriptura ca și ultima curte de apel. Asta este în domeniul religiilor. Primul lucru, să-ți definești epistemologia, ultima curte de apel. Al doilea lucru este soteriologia sau cum rezolvă religia aceea problema mântuirii. Și după ce ne-am calificat cine este adevărul, următorul lucru este cine este calea. Care este calea mântuirii? Și Iisus Hristos spune în dogmatic exclusiv, numai eu sunt calea mântuirii. Nu Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, nu Sfinții, nu Maria, nu faptele bune, nu rugăciunea, nu faptele bune, mai știu ce, legea de aur, nici una dintre aceste căi nu te pot duce în cer, nici toate împreună. E nevoie de o persoană a cărui nume este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, adevărul. Numai El te poate duce în cer. Crezi că acesta este mesajul de care are nevoie România și Moldova în acest orice moment? Orice ființă umană are nevoie să audă cuvintele lăsate cu limbă de moarte de Fiul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce spune Iisus Hristos în ultima seară ucenicilor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și aici este bătălia. Este El ultima curte de apel? Este El adevărul din adevăr? Sunt ascunse în El toate comorile înțelepciunii și ale științei? Este mesajul Lui ultim? Sau e nevoie să-L completăm cu ce au spus diferiți proroci, cu ce au spus diferiți sfinți părinți, sau mai știu eu, să-l diluăm într-un fel sau altul. Dacă o facem, o facem spre pieirea sau sărăcia noastră teribilă. Mai avem vreo 2 sau 3 minute, Titu, și știu că ai circulat, circul și vei merge în diverse locuri, orașe, biserici, și unde să-ți deschidă Dumnezeu uși pentru a vorbi. Dar acum ai ocazia să fii aici la Alfa Omega și o să te audă probabil mii și mii și mii de oameni și, într-un fel, lucrul pentru care te-ai rugat împreună cu tatăl tău și cu Liviu Olah și cu alții, se împlinesc acum și iată că poți să predici românilor de pretutindeni prin intermediul acestui canal. Aș vrea să folosesc această ocazie să le adresez un mesaj, un gând, o provocare. Poate că
după ce ai vorbit în sală de sport, în biserici, poate chiar pe stadioane, ai ocazia să vorbești acum la mii de oameni. Ți s-au dat în Siberia 15 minute. Uite, dau 2 minute pentru a sintetiza un mesaj. Adevărul științific fără Iisus Hristos este darwinism. Adevărul social fără Iisus Hristos este comunism. Adevărul spiritual fără Iisus Hristos este ocultism. Noi avem nevoie de adevăr ca să putem funcționa ca ființe integre, armonios legate cu semii noștri și în contextul realității pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu putem trăi fără Iisus Hristos. În orice sferă a activității noastre, atât social, cât și spiritual, cât și științific, cât și interpersonal, avem nevoie disperată de Iisus Hristos. Și Iisus Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra. Cum? Prin credință. Pur și simplu să alegi, să crezi cuvintele pe care le spune Iisus Hristos. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Cine vine la mine, nu-l voi scoate afară. Veniți la Iisus Hristos. Așa cum ești. Nu contează cât de multe, cât de grave, cât de scandaloase sunt păcatele tale. El a primit-o pe târfa orașului, Maria Magdalena. Și această prostituată de profesie a ajuns să fie cea mai aleasă dintre ucenicii pe care a avut Iisus Hristos. Ei a fost dat harul să stântească prima cu Iisus Hristos și să aibă cel mai glorios mesaj. Iisus Hristos a înviat, l-am văzut! Am putea să rămânem cu acest mesaj, însă aș vrea să mai pun o întrebare pe finalul emisiunii. Poate ne întâlnim peste 5 ani, poate și mai devreme, dar cum vezi lucrarea Domnului din România și Moldova în sânul națiunii române, indiferent unde este ea pusă? Anticipezi lucruri cu totul neobișnuite? Anticipez, pe de o parte, un segment spiritual din România nu mare, dar care îl va cunoaște pe Domnul și va umbla în puterea Duhului Sfânt ca și mari războinici ai Domnului. Și un alt segment care se va îndepărta din ce în ce mai mult spre o decadență și degradare morală și spirituală care anticipează venirea lui Iisus Hristos. În zile de pe urmă, Biblia ne spune, cei sfinți să se sfințească, cei păcătoși să meargă mai departe în stricăciunea și nebunia minților. Titus, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră și pentru faptul că după atâția ani de zile am avut să discutăm pe cu totul alte lucruri față de cele care le puteam discuta și poate le-am și discutat pe coridoarele liceului în anii anilor 60-70. Dragi spectatori, a fost pentru prima dată în studio Alfa Mega TV pastorul Titus Colțea, un vechi prieten și cunoștința mea, și cred că ați fost provocați de ceea ce Dumnezeu a avut pentru noi astăzi și n-aș mai avea să adaug nimic decât ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să-l folosească pe Titus Colțea mai departe și să-și împlinească planul pe care îl are din veșnicii. Dacă ai un gând final, Titus? Mulțumesc frumos, Tudor, pentru invitație, mă bucur pentru ceea ce faci și Dumnezeu să ne ajute să-L gustăm pe Dumnezeu prin experiența personală cu El și atunci nu mai avem nevoie de multe teorii sau de multe aspecte religioase. Rămâneți cu bine, Dumnezeu să o binecuvânteze. Aceasta a fost o ediție a emisiunii Calea, Adevărul și Viața și în fond subiectul acestei discuții.